Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de față vă voi arăta cum aflăm valoarea, capacitatea unui condensator și multe alte detalii tehnice. O să încerc acest clip să fie realizat pe capitole, astfel încât să fie pe înțelesul tuturor și să fie ușor de urmărit. Ce date tehnice putem afla? Păi, în primul rând, capacitatea în microfarazi, nanofarazi și picofarazi. Mai se poate găsi și în farazi, însă numai în cazul supercondensatoarelor, acelea fiind mai rar întâlnite. Toleranța în procente de 1, 2, 5, 10, 20, în unele cazuri chiar și plus 80, minus 20%. Al treilea, tensiunea maximă suportată și, nu în ultimul rând, temperatura maximă și sau minimă suportată. Acestea fiind și cele mai răspândite date tehnice pe care le putem afla. Mai sunt și altele, dar acestea sunt cele mai importante. În primul rând, să vorbim despre cel mai important lucru care îl putem afla despre condensator, și anume capacitatea, valoarea condensatorului. V-am spus anterior că submultiplii cei mai utilizați privind capacitatea condensatorilor sunt microfarazi, nanofarazi și picofarazi. Mai pe înțelesul tuturor, 1000 de picofarazi este egal cu un nanofarad, 1000 de nanofarazi este egal cu un microfarad, 1000 de microfarazi este egal cu un milifarad și 1000 de milifarazi este egal cu un farad. Cam asta ar fi ordine. Notarea condensatorilor se face de regulă prin notare pur și simplu a valorii, cum sunt în cazul condensatorilor electrolitice polarizate. Spre exemplu, luăm câteva condensatoare electrolitice. Acesta este foarte clar scris de 4700 de microfarazi în cifre și litere, da? Sau următorul tot de 4700 de microfarazi, sau acesta de 3,3 microfarazi, sau încă unul de, să se dau mai aproape să vedeți mai bine, de 10 microfarazi, din câte se vede, foarte clar scris. Sau mai putem vedea scris și în cazul condensatorilor cu poliester sau ceramice. Luăm un exemplu, acest condensator gigantic de 1,5 microfarazi. Litera din centru semnifică virgula, cam asta specifică, deci 1,5 microfarazi, da? Ok. Sau mai căutăm pe aici. Sunt unele cazuri în care avem un punct înaintea cifrei și semnifică că avem 0,1 microfarazi, adică 100 de nanofarazi. Știți că 1000 de nanofarazi este egal cu microfarad, da. Ok, deci 0,1 microfarazi, 100 de nanofarazi. Mai avem pe aici scris? Nu. Uitați, acesta se pare cel mai frumos condensator. Ce frumos este. Foarte frumos. Hai mă, focalizează. Cred că o să-l folosesc ca thumbnail. Că pare prea frumos. Ok? Așa este scris foarte clar. 68 de nanofarazi. Sau putem vedea valoarea scrisă în partea notată prin codul culorilor. În cazul acesta este întâlnită mai rară. Însă se găsesc și acestea. Codul culorilor este cam la fel ca în cazul citirii rezistorilor după codul culorilor. Există o mică excepție, și anume în cazul condensatorilor cu 5 linii colorate. Prima linie colorată semnifică coeficientul de temperatură. Cele mai întâlnite condensatoare în cazul codului culorilor sunt cu 3 linii colorate sau cu 4 linii colorate. Cele cu 5 dungi colorate, prima dungă întotdeauna semnifică coeficientul de temperatură. Să nu uităm că ordinea de citire în cazul codului culorilor se face întotdeauna cu piciorușele sus, cu terminalele sus, da? Nu invers. Deci nu așa. Și invers, cu terminalele sus. În cazul de față avem un condensator cu 4 linii dungi colorate.
După codul culorilor, o să încerc să pun pe ecran un tabel, să vedem cum reușesc. Întotdeauna cele cu 4 și în cazul celor cu 3 dungi colorate, numai că în cazul celor cu 3 nu mai avem ultima dungă, da? Prima dungă colorată semnifică prima cifră semnificativă, a doua dungă a doua cifră semnificativă, a treia dungă semnifică multiplicatorul, exact ca în cazul rezistoarelor, și a patra dungă semnifică toleranța. Dar noi ne aflăm în cazul acesta la partea capitolului cu aflarea valorii. Despre toleranță și așa mai departe, aflăm mai departe în clip. Să citim valoarea acestui condensat, capacitatea acestui condensator. Deci avem maro, asta înseamnă 1, apoi avem negru, 0, deci 1, 0, apoi portocaliu, asta înseamnă că factori de multiplicare, multiplicatorul, trebuie să mulțim 10 cu 10 la puterea 3, adică cu 3 zerouri. Adăugăm încă 3 zerouri. Înseamnă 10.000 de picofarazi. Întotdeauna valoarea finală este în picofarazi. Noroc să vedeți că în cazul celor notate doar în cifre este la fel. Deci avem 10.000 de picofarazi. Asta înseamnă, transformăm în nanofarazi, că e cifra prea mare. Știm că 1000 de picofarad este egal cu nanofarad, deci în cazul acesta avem 10 nanofarad. Adică să aflăm practic, da? Deci avem 11,33, mă rog, plus eroarea acestui multitester. Sau nu în ultimul rând, putem afla valoarea doar prin cifre. Cum adică doar prin cifre? Ei, în cazul celor doar prin cifre, întotdeauna avem 3 cifre, da? Să vă arăt un exemplu aleatoriu. În cazul acesta avem 3 cifre în acestui condensator ceramic. Primele două semnifică cifrele semnificative, ca în cazul, spre exemplu, a celor notate prin codul culorilor, iar a treia cifră semnifică numărul de zerori, multiplicatorul. Înseamnă că avem 10 și încă 3 zerori. Și acesta este de 10.000 de picofarazi. Ok? Hai să-l măsurăm acest multitester, că cred că îl putem măsura foarte ușor. Ok, acesta este 8, mă rog, are o mică abatere, toleranță destul de mare. Nici acesta nu măsoară chiar bine, dar totuși nu are eroare așa de mare acest multitester. Sau mai luăm încă câteva exemple în cazul celor doar prin cifre, da? Avem următorul exemplu. Avem de față un condensator, tot cele trei cifre. Primele cifre, 1, 1 și 5, 15 ori 10.000. Înseamnă că avem 150.000 de picofarazi. Să luăm o foaie să ne încurcăm. Și avem așa, 1, 5, 4, primele două semnifică 15, ori 10.000, adică cu 4 zerori, da? 4 numărul de zerori. Înseamnă că avem 15 cu încă 4 zerori. Asta înseamnă 150.000 de picofarazi. Înmulțim cu 1000, asta înseamnă că ne dă 150 de nanofarazi. Haideți să și măsurăm. Da, este ok. E tot în regulă. Acesta este condensatorul. 154. 248 de nano. Mă rog, există și o mică toleranță. Să luăm următorul exemplu. Aici cel care îl vedem de față, da? 105. E, 105, la fel. Nu știu dacă vedeți bine, să focusez. Da, să dau expunere mai mică. Acum e ok. 105, primele două cifre semnificative, exact ca în cazul citirii condensatorului după marcate prin codul culorilor, da?
10 ori și numărul de zerouri. În cazul acesta avem 5 zerouri. 1, 2, 3, 4, 5. Înseamnă că avem 10 plus încă 5 zerouri. 1, 2, 3, 4, 5. Înseamnă că avem un milion de picofarazi. Înmulțim cu 1000 pentru ană de nano, asta înseamnă că avem 1000 de nanofarazi. Și pentru că e cifra prea mare, înseamnă că înmulțim cu 1000 pentru a ne da în microfarazi. Înseamnă că avem un condensator nepolarizat de un microfarad. Și să-l măsurăm. N-avem cum să măsurăm. Nu e problemă că avem celălalt multimetru, da? Punem pe... Nu, aici. Mai trebuie să-l descărcăm pentru că sunt neutilizați condensatorii, așa că nu. Stai, mă. Să așteptăm. Da, exact, un microfarad. Să trecem la toleranță. Notarea toleranței se face în general în două moduri. Prin utilizarea literelor sau prin codul culorilor. În cazul codului culorilor, hai să luăm prima dată codul culorilor, este foarte simplu. Deci, în cazul toleranței, întotdeauna avem ultima dungă colorată notată toleranța. În cazul acesta avem roșu și asta înseamnă o toleranță. Apare într-o parte dacă avem condensatoare sub 10 picofarazi, acesta exact la mijloc. Deci sub 10 picofarazi avem plus minus 0,25% și plus minus 2% în cazul în care avem condensator de peste 10 picofarazi. Mă rog, hai să spunem că are o toleranță de plus minus 2%, da? Însă toleranța se poate nota și utilizându-se o literă, da? Cum anume o literă? Păi, spre exemplu, se utilizează litere B, o să notez și pe ecran. B, în cazul acesta, avem o toleranță de regulă de plus minus 0,1 picofarazi. C, 0,25 picofarazi. D, 0,5 picofarazi. F, plus minus 1 picofarad sau 1%, plus minus 1%. G, plus minus 2 picofarazi sau plus minus 2%. Și, bineînțeles, cele mai răspândite sunt cele de la J, K, M. Cele de sus, G, F, D, sunt mai rare. Ok, hai să luăm câteva exemple. Păi, să luăm acesta. Avem toleranță scrisă pe el. Acel K. Cred că acel K, dar nu știu sigur. De regulă e scris după valoarea, exact după valoarea condensatorului, de cele mai multe, de foarte multe ori. Și K semnifică o toleranță de plus minus 10%. Ok. Mai departe, acesta foarte frumos scris, și avem M și semnifică o toleranță de plus minus 20%. Deci sunt mai puțin precise acestea. Mai departe, avem și cele mai proaste condensatoare, cea mai proastă toleranță posibilă, Z. Z semnifică o toleranță de plus 80% minus 20%. Haideți să și-l măsurăm cu curățate. Să focusez 3500. Da. Are o toleranță. El specifică totuși că există o toleranță. Mai avem și altă literă cu celelalte. Avem și J, uitați și J. Da, avem. Deci avem J. Uitați, exact după cele trei cifre, avem J. Și acel J semnifică o toleranță de plus minus 5%. Și cam atât, că nu mai avem și K. Toleranță de plus minus 10%. Tot K. Ok, se termină partea cu toleranța. E, mai avem și partea cu tensiunea maximă suportată. În cazul acesta, ce am eu de față, că mai sunt și alte modalități, dar din păcate nu am ca exemple să vă arăt, este prin notarea pur și simplu a tensiunii în cifre și litere. În cazul condensatoarelor electrolitice avem foarte clar scris 25 de volți, sau în cazul acesta 6,3 volți,
sau în cazul acesta 400 de volți, sau în cazul acesta 50 de volți. Deci, din păcate, nu avem scris. Avem aici scris. Da, uitați că avem foarte frumos scris. 250 respectiv 275 de volți. Da, măcar scrie. În cazul acesta, 250-275. Mai avem scris, uitați și acesta e MKT de poliester, de 630 de volți. Descrie foarte frumos în cifre și litere. Avem și cel ceramic la o tensiune mult mai mare, de 1 kV. Mai avem și a doua variantă, prin utilizarea unui cod dintr-o cifră și o literă. O să notez și într-o parte a ecranului și lista acestor coduri. Sunt în total 8 coduri, adică de la 6,3 volți până la 250 de volți. Hai să luăm câteva exemple. De regulă, din câte am observat, sunt foarte răspândite în cazul condensatorilor verzi, verde închis. Ok, haideți că am găsit. Foarte frumos scris. 2A. Exact înaintea, trebuie să scrie înaintea valorii capacității, tot prin cod, doar prin cifre, notarea prin cifre. V-am spus anterior cum se citește. Acesta este cu un condensator de valoare de capacitate de 222 plus încă 20 ori, 2200 de picofarads, 2,2 nanofarads. Iar 2A semnifică tensiunea maximă suportată. Asta înseamnă 2A poate fi pus acest condensator într-un montaj în care tensiunea maximă care va cădea pe acest condensator maxim 100 de volți. Poate mai găsim și altul. Da, acesta este tot de la 100 de volți. Nu mai găsim. Parcă am observat că mai era unul cu... Da, uitați că am găsit. Am crezut că nu găsesc. Și 2E. Da, se vede foarte clar 2E. Înseamnă că acesta suportă o tensiune maximă de 250 de volți. Și ultima parte a acestui clip este aflarea temperaturii. În cazul temperaturii se notează pur și simplu valoarea. În cazul condensatorilor electrolitice se notează temperatura maximă și sau rareori temperatura minimă. În cazul acesta avem și temperatura minimă de minus 40 până la 85 de grade Celsius. Următorul avem trecut doar temperatura maximă de 105 grade Celsius. Și se pare că am găsit un condensator cu o temperatură maximă suportată de 115 grade Celsius. Este o valoare destul de stranie. Bineînțeles, următorul de temperatură de 85 grade Celsius. Ei, cam aici se termină clipul privind citirea capacității condensatoarelor, despre cum citim anumite date tehnice a condensatoarelor. Sunt sigur că am omis anumite lucruri, dar din păcate nici nu am exemple la îndemână. Eu doar v-am expus doar cele pe care le cunosc. Eu vă mulțumesc că mă urmăriți. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați, vă rog, de like, subscribe și să apăsați pe clopoțel. Și vă aștept la alte clipuri la fel de interesante, sau poate mai interesante. Toate cele bune! La revedere!